Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele știri ale zilei. O tonă de carne confiscată de Paște. Mâine este programată dezinsecția de primăvară. O clădire de pe strada Gării nu aparține nimănui. Vechiul feribot va fi dezafectat. Astra ar putea decide campioana ligii întâi. O tonă de carne și 120 de kilograme de preparate confiscate și amenzi în valoare de 250 de milioane de lei vechi. Acesta este rezultatul controalelor efectuate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare în perioada premergătoare sărbătorilor de Paște. Au fost vizate târgurile, supermarketurile și piața centrală. Mulți comercianți de carne și produse specifice sărbătorilor mari ale creștinilor au demonstrat încă o dată că pentru ei mai presus de orice este afacerea și apoi sănătatea cetățeanului. Comercializarea cărnii în locuri neautorizate și vânzarea produselor specifice sărbătorilor pascale fără a deține avizurile necesare, dar și într-o stare neconformă au prezentat principalele abateri de la lege. Neregulile au fost depistate în cadrul unor controale tematice efectuate în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști de către medicii Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu. În această perioadă s-au dat un număr de 19 amenzi în valoare de 25.000 de lei și în același timp s-au confiscat 120 de kilograme de produse de origine animală și aproape 1.000 de kilograme de carne vită, porc, oaie. Acestea sunt rezultatul nu faptului că noi am vrut în mod special să găsim cifrele acestea, ci datorită faptului că avem destul comercianți care nu sunt serioși și care nu dau importanță activității pe care o prestează și fac în așa fel încât să atenteze la siguranța alimentelor și, bineînțeles, la sănătatea publică, la sănătatea oamenilor, a consumatorilor. Locurile vizate verificărilor au fost târgurile, supermarketurile și piața centrală. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști, medicii instituției au avut o activitate intensă concentrată pe siguranța alimentară a giurgiuvenilor. De asemenea, reprezentanții DSV spun că au efectuat aceste controle cu ajutorul comisarilor Oficiului pentru Protecția Consumatorului, în colaborare cu reprezentanții inspectoratelor de poliție și jandarmi Giurgiu. După zile pline de meniuri bogate în calorii și multe produse consumate în exces, este timpul să revenim la un stil de viață sănătos. O spun medicii care recomandă ca în perioada următoare să se consume din plin legume și fructe proaspete, multe lichide, dar ne îndeamnă și la mișcare în aer liber. Un stil de viață sănătos ar trebui să avem tot anul, dar cum sărbătorile vin de obicei cu mese abundente și bogate în calorii, puțini sunt cei care se pot abține. Așa a fost și de Paște. S-a consumat multă carne de miel, multe dulciuri, sucuri acidulate și fel de meniuri mai mult sau mai puțin sănătoase. Unii giurgiuveni au ajuns la medic, dar pentru a fi evitate astfel de situații, medicii recomandă revenirea rapidă la un stil de viață sănătos. Recomand pacienților să consume cât mai multe salate. Asta înseamnă inclusiv morcovi, țelină, roșii ardei, castraveți și salata verde cantare. Recomand peștele, care are fosfor și are foarte puține încărcături azotice, deci proteinele sunt foarte ușoare. Să se evite prăjelile, să se evite conservele, mezelurile și cărnurile foarte grele, mai ales la pacienți care au ceva suferințe hepatice, pancreatice, care au fost exacerbate de către masa de Paște. Și chiar dacă trecem pe fructe și legume, din programul zilnic nu trebuie să lipsească mișcarea, dar nu cea din sările de forță, ci mișcarea în aer liber. În ceea ce privește mișcarea, recomand 30-60 de minute de mișcare pe zi. Practic se recomandă 30 de minute aferente fiecare mese, ceea ce înseamnă aproape o oră jumătate pe zi, ceea ce nimeni poate nu are timpul să facă. Nu recomand greutăți, haltere, ci pur și simplu mișcare liberă, acel mers puțin mai rapid, care arde grăsimile și arde caloriile fără a încărca inima și fără a face suprapuneri musculare. Sărbătorile pascale au fost cu siguranță și bogate în băuturi alcoolice și în aceste cazuri o detoxifiere se impune mai mult decât oricând. Vinul în exces sau băuturile spirtoase trebuie înlocuite cu apă, sucuri naturale și ceaiuri. De evitat ar fi și consumul de apă minerală. Alcoolul, mai ales băuturile foarte tari, sunt de evitat în această perioadă în care începe să se încălzească. Recomandăm
ca fiecare pacient să aibă o stare de spirit bună, să iasă cât mai mult în natură. Acum acționează foarte mult o serie de hormoni de primăvară și se creează o stare de bine. Melatonina schimbă ritmul față de sezonul de iarnă și vom scăpa și de depresiile pe care le-am avut în sezonul rece și întunecat. Medicii spun că scopul detoxifierii nu este topirea rapidă a kilogramelor, ci un bun prilej de a-i oferi organismului o pauză de refacere. Sfaturile specialiștilor ar trebui urmate măcar în aceste zile, întrucât se apropie 1 mai, încă un prilej pentru români de a încinge grătarele și de a consuma produse nu tocmai sănătoase. Societatea Giurgiu Servicii Locale a decis ca de mâine să înceapă dezinsecția în municipiul Giurgiu pentru combaterea țânțarilor și căpușelor. Începerea dezinsecției ar putea fi însă amânată în cazul în care condițiile meteorologice nu vor fi favorabile în următoarele zile. Dezinsecția va fi efectuată la sol, fiind vizate zonele cu vegetație deasă, parcurile și spațiile verzi, atât din jurul blocurilor, cât și alte spații cu multă verdeață. Pentru ca substanțele folosite să fie eficiente, dezinsecția ar putea fi amânată până când condițiile meteo vor fi favorabile pe o perioadă mai lungă. Am demarat procedura de dezinsecție la sol în prima fază și prima etapă de dezinsecție ar fi cu data de 16, în condițiile în care ne permit condițiile atmosferice. Pentru că dacă sunt intemperii, folosim substanțele degeaba. Avem în vedere toate zonele cu vegetație intensă, parcurile, cartierele de blocuri, unde vegetația este mai multă, cartierele mai mici și străzile cu vegetație intensă. Urmând ca vegetația înaltă, copaci, se va face cu dezinsecția aeriană, dar în faza a doua, începând cu luna mai. Deci dacă vremea ne permite, începem de mâine. Din 16, dacă nu, așteptăm condițiile meteo. Vrem să prindem o plajă de 7-10 zile ca să facem dezinsecția totală, ca să fie și efectul maxim. Acțiunea de dezinsecție este planificată pentru o suprafață de circa 40 de hectare și nu presupune niciun pericol, dar crescătorii de albine și de animale sunt rugați să își ia toate măsurile ce se impun pentru evitarea eventualelor accidente. Dezinsecția se va realiza cu substanțe insecticide avizate de Ministerul Sănătății. Conducerea APA Service a decis ca înaintea sărbătorilor de Paște operatorul zonal de apă să nu facă deconectări de la rețeaua de apă potabilă. Sărbătorile au trecut, iar cei cu restanțe sunt invitați să treacă pe la casieria societății. Conducerea operatorului zonal de apă și canal APA Service promite acum câteva săptămâni că nu va face deconectări în perioada sărbătorilor pascale. Deși societatea urmărește îndeaproape încasările și a creat chiar și un serviciu de recuperare a creanțelor, datornicii pun încă probleme, motiv pentru care încasările sunt urmărite cu atenție și uneori operatorul mai face și deconectări de la apă. Avem 3 săptămâni, inclusiv aceasta în care suntem, în perioada în care nimeni din cei care nu și-au respectat clauzele contractuale respectiv n-au plătit sau aveau datorii foarte vechi, n-a fost deconectat de la sistemul de apă și canalizare. Societatea anunță că în perioada sărbătorilor nu au fost înregistrate niciun fel de probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă. În perioada sărbătorilor s-a consumat apă multă și de calitate, lumea a fost relaxată și din acest punct de vedere. La asemenea sărbătoare, orice mic disconfort ar fi produs, eu știu, momente mai neconforme cu starea emoțională a giurgiuvenilor. Perioada imediat următoare este urmărită de operatorul zonal de apă cu foarte multă atenție, pentru că neîncasarea banilor la timp poate bloca unele proiecte de investiții. În perioada următoare, dacă nu vor înțelege și sunt sigur de treaba asta, fără să reprezinte o certitudine 100%, să plătească serviciu, atunci voi fi obligat. Vă spuneam de fiecare dată și spun cu orice ocazie, este ultimul lucru pe care mi-l doresc în relația contractuală cu cineva. Nimeni n-are nimic de câștigat. Se creează și stres, lumea este supărată, unii înțeleg, alții nu. Noi la fel nu facem față cheltuielor materiale pentru că nu încasăm serviciu. Deci, încă o dată, este ultima dorință a mea și a colegilor noștri de a face deconectări pe motive de neplată sau oricare alt motiv. Operatorul a mai făcut cunoscut că în continuare va anunța din timp oprirea difuzării apei în cazul unor reparații sau avarii și că aceste sincope în alimentarea cu apă nu vor dura mult.
Situație confuză în cazul unei clădiri de pe strada Gării. Un giurgiuvean în vârstă de 60 de ani locuiește de mai bine de 15 ani într-o casă naționalizată, fără a putea să-și întocmească forme legale. Deși omul își dorește să încheie un contract de închiriere, reprezentanții municipalității refuză, pe motiv că locuința nu este sigură pentru locuit. Problema se complică și în ceea ce privește proprietarul imobilului. Strada Gării din municipiu este recunoscută pentru casele vechi construite în anii 1800 și încărcate de istorie. Deși atunci locuințele reprezentau mândria orașului, acum acestea au devenit refugiul oamenilor care locuiesc de cele mai multe ori fără forme legale. În această situație se află și un giurgiuvean în vârstă de 60 de ani din municipiu. Bărbatul povestește că locuiește în casa de pe strada Gării numărul 97 încă din anul 2005. Atunci giurgiuveanul a avut încheiat un contract de închiriere cu El Trans, însă după 3 ani clădirea a fost preluată de primăria municipiului Giurgiu. De atunci și până în prezent, Nicușor Dumitru, persoana care locuiește fără forme legale în casa de pe strada Gării 97, a bătut la nenumărate uși pentru a putea ocupa locuința cu forme legale, însă în zadar. Acum 10-12 ani m-am dus la tristarul, care era la primăria veche, în centru, și mi-a spus că e litigiu cu proprietarul. Am înțeles, în fine, s-a terminat și cu proprietarul. I s-a dat despăgubire, în fine, asta e problema lor. Mai m-am dus în audiență ultimul timp acum, că asta e mai interesant, la domnul primar Barbu, în audiență 2014 în februarie. Și încă o dată tot același an, iunie-iulie. Și mi-a spus că stau liniștit, că mi se face contractul. Aceasta, ca asta o perioadă, n-am mai fost în patrimoniul Consiliului Local. Oamenii au făcut demersul acum și mi-a trimis pe și fel de cereri că nu se poate, că e casa mea exploatată, că e veche. Păi înseamnă că orice casa după strada Gării, care e înainte de anii 33-40, nu e consolidată, nu e nimic. Și nu solicit decât să mi se facă un contract de închiriere, sunt cu handicap, am de unde să-mi plătesc chiria, am investit atâți bani în această casă. Când m-am mutat, n-a avut geamuri, n-a avut apă curentă, n-a avut lumină, sobe de încălzit și astea. Și de 20 de ani de când stau în ea, am investit și eu niște bani. Și nu știu recit altceva, nu cer altceva, decât să mi se facă un contract de închiriere ca să fiu și eu legal. Situația clădirii este una confuză atâta timp cât Dumitru Nicușor a primit răspunsuri diferite în urma solicitărilor depuse la primărie. Încă din anul 2004, acesta a fost informat în scris ca urmare a solicitărilor în ceea ce privește perfectarea formelor legale că imobilul nu prezintă siguranță în exploatarea lui. 5 ani mai târziu, ca urmare a unei solicitări, compartimentul administrare patrimoniu din cadrul primăriei îl informează pe Dumitru Nicușor că imobilul nu face parte din patrimoniul Consiliului Local Giurgiu. La sfârșitul anului trecut însă... Deci acum câteva luni de zile m-am trezit cu două persoane de la primărie că să-mi fac evacuări. Și am arătat ce primisem de la primărie mai în urmă, cu câteva luni. Bă, domnule, pe ce scrie aici? Că nu mai e în patrimoniul Consiliului Local. Cum vii dumneata să mă dai afară? A zis, domnule, dreptate. Și pur mă m-am dus la primar și am explicat care e situația. Că să-mi facă evacuarea, pe ce să-mi facă? Când casa aceasta nu mai figura la impatrimoniul, cum scrie în acte, semnată de ei. Având în vedere acest caz, TV Giurgiu a depus o solicitare cu privire la situația imobilului din strada Gării numărul 97. Au fost solicitate informații despre perioada în care imobilul a aparținut patrimoniului Consiliului Local, precum și motivul din cauza căruia acesta nu a mai aparținut. Două săptămâni mai târziu, administrația locală a răspuns solicitării noastre, însă fără a preciza informații cu privire la situația menționată sau dacă imobilul se mai află sau nu în patrimoniul Consiliului Local. Reprezentanții municipalității informează din nou în scris că în urma unei expertize imobilul este nesigur, iar reparații nu s-au mai efectuat încă din anul 1972. Acest lucru însă este contrazis de Dumitru Nicușor, care spune că a efectuat și efectuează în prezent lucrări de consolidare și modernizare pe cheltuiala proprie. Mai mult de atât, giurgiuveanul spune că nicio persoană din cadrul primăriei nu a efectuat în ultimii 15 ani vreo expertiză asupra imobilului. Situația este confuză atâta timp cât Consiliul Local refuză să încheie un contract de închiriere pe motiv că imobilul nu prezintă siguranță în exploatarea lui. În același timp, aceeași instituție informează în scris că imobilul nu aparține Consiliului Local, însă Direcția de Patrimoniu din cadrul instituției îl înștiințează în scris pe Dumitru Nicușor că ocupa abuziv locuința. Pe ansamblu, cine este proprietarul
fundalul clădirii din strada Gării 97, de ce primăria încă ia măsuri în această situație atâta timp când nu specifică dacă imobilul se mai află în patrimoniul său, dacă aceasta aparține într-adevăr Consiliului Local, cine va fi tras la răspundere conform legii pentru starea clădirii, sunt întrebări care necesită un răspuns. Cert este că singura persoană care are de suferit este giurgiuveanul de 60 de ani, care este încadrat cu gradul 1 de handicap consoțitor și care în curând nu va mai avea unde să locuiască, în ciuda faptului că a investit bani în această casă fără niciun rezultat. Singura soluție rămasă în opinia municipalității este ca Nicușor Dumitru să depună o solicitare în vederea obținerii unei locuințe sociale. Șoferii ar putea scăpa de teama că mașinile le pot fi ridicate atunci când le parchează neregulamentar, precum și de amenziile aplicate în astfel de cazuri dacă aceste măsuri sunt stabilite de administrația locală. Aceasta în situația în care Înalta Curte de Casație și Justiție va da câștig de cauză avocatului poporului, care a depus o sesizare pe această temă. Multe dintre sancțiunile stabilite pentru parcarea neregulamentară a mașinilor ar putea fi anulate, iar șoferii pedepsiți ar putea să își recupereze banii adresându-se instanței dacă sesizarea avocatului poporului către Înalta Curte va avea succes. Sesizarea se referă și la ridicarea mașinilor parcate neregulamentar, vizând în special astfel de măsuri adoptate prin hotărâri de consilii locale și puse în aplicare de către firme de profil. În sesizare se arată faptul că nu administrația locală este abilitată să stabilească astfel de sancțiuni. Avocatul poporului susține în sesizarea depusă la Înalta Curte de Casație și Justiție că sancțiunile și contravențiile pentru parcare neregulamentară nu pot fi stabilite de către consiliile locale, ci de către guvern prin lege sau hotărâre de guvern. În aceste condiții, ridicarea mașinilor bazată pe hotărâri de consiliu local nu mai este legală dacă Înalta Curte va accepta sesizarea avocatului poporului. O astfel de situație s-ar putea înregistra și aici în Piața Centrală, cu privire la care Consiliul Local Giurgiu a emis o hotărâre în urmă cu 3 săptămâni care reglementează parcările din această zonă. Mai precis, nu sunt permise parcările pe timpul nopții în această zonă, în perimetrul Pieței Centrale, așa cum spuneam, și se pot pedepsi și cu ridicarea mașinilor. Așa cum menționam și ceva mai devreme, dacă avocatul poporului va avea câștig de cauză în instanță, el va putea impune anularea tuturor hotărârilor de Consiliul Local care prevăd astfel de sancțiuni. În aceste condiții, șoferii ar putea câștiga un adevărat război cu primăriile și cu firmele care ridică mașini, apelând la instanțele de judecată. Rămâne doar ca Înalta Curte de Casație și Justiție să dea câștig de cauză avocatului poporului în cazul sesizării deja depuse. În multe cazuri, femeile sunt nevoite să înfrunte dificultăți și provocări continue la locul de muncă. Despre acestea, dar și despre oportunitățile deschiderii unei afaceri, au vorbit astăzi 10 de giurgiuvence la o întâlnire la care invitatul special a fost femeia de afaceri, Monica Tatoiu. Femeile din România reprezintă încă o categorie defavorizată pe piața forței de muncă în raport cu bărbații, care obțin mult mai ușor o funcție de conducere. Pentru a veni în sprijinul femeilor active din județul Giurgiu, a fost creat proiectul Echitfem, echitate pe piața muncii pentru femeile din regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov, dezvoltat de Asociația Europeană pentru o Viață Mai Bună în calitate de beneficiar. Caravana Echitfem a ajuns astăzi la Giurgiu, la un hotel din municipiu, unde participanții s-au implicat într-un dialog deschis despre problemele cu care se confruntă femeile pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este consolidarea accesului egal la ocupare și în deosebi la construirea unei cariere profesionale și implicarea în funcții de conducere, precum și dezvoltarea antreprenoriatului feminin, în vederea creării unei piețe a muncii inclusivă pentru femeile din domeniile comerț, servicii și industrie alimentară. Împreună cu invitatul special al evenimentului, femeia de afaceri Monica Tatoiu, giurgiuvencele au discutat despre problemele și oportunitățile deschiderii unei afaceri și au aflat poveștile unor femei de succes din orașul lor. Dacă îți dezvolți afacerea ta personală, ai posibilitatea să crești cât vrei tu, să realizezi veniturile pe care ți le dorești, dar ai partea altă necazuri că deranjezi pe cineva, îți trimite fiscul pe cap, îți închide afacerea, angajatul vine sau nu vine la serviciu, te lasă cu descoperit când, exact când ai cea mai mare nevoie de el. Eu vă spun din perspectiva 15 ani de profesorat angajat al statului român și 15 ani șef într-o companie în care eram propriul meu stăpân, more or less. Dar fiecare dintre noi alegem. Asta e frumusețea secolului 21. Freedom of choice, spun americanii. Da? Alegi ceea ce ți se potrivește. Nu toți suntem antreprenori.
Participantele au putut descoperi ce curs de formare profesională li se potrivește mai bine dintre cele organizate în cadrul proiectului. 745 de femei vor urma cursuri de calificare, recalificare și perfecționare și vor beneficia de sprijin antreprenorial. Chiar astăzi, la Giurgiu, au fost înființate grupe de cursanți în meseriile de preparator de înghețată și brutar. Feribotul din Giurgiu, prima construcție de acest fel din România, va fi dezafectat cel mai probabil anul acesta. Locul său va fi luat de o infrastructură trimodală de transport care face parte dintr-un proiect privind modernizarea portului Giurgiu. Ceea ce se dorea până de curând, un proiect ambițios și unic. Este vorba despre transformarea feribotului de la Giurgiu în zonă muzeală. A devenit deja un proiect nereușit. Găzduit în spațiul fostului șantier naval, această construcție unică în Europa, ce datează din 1940, a fost descompletată de tot ceea ce însemna fier ușor de furat, apoi de calea ferată. Jaful poate fi stopat anul acesta, când feribotul poate fi dezafectat. Soarta feribotului din Giurgiu s-a schimbat radical. Această construcție unică în România la vremea sa va fi dezafectată și în locul său va apărea portul modal. Feribotul de la Giurgiu a fost construit în 1940, inaugurat în 1941, închis în 1954, iar din anul 2010 părăsit și plin de bălării. Deși este o lucrare arhitectonică de valoare, care ar fi trebuit inclusă în fondul patrimoniului tehnic și industrial național, alături de clădiri precum Căpitania Portului sau Podul Bizet, feribotul a atras doar în ultima vreme atenția municipalității și a specialiștilor. Cu ceva vreme în urmă, instalația a fost trecută din administrarea Ministerului Transporturilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, CFRSA, în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al municipiului în vederea realizării unei zone muzeale în aer liber. Între timp nu s-a mai întâmplat nimic și, așa cum era de așteptat, feribotul a devenit atracția căutătorilor de fier vechi, care au descompletat tot ce se putea și au furat până și calea ferată. Mai nou, printr-un proiect european de aproximativ 15 milioane de euro, portul Giurgiu va fi modernizat, feribotul dezafectat, iar locul său va fi luat de o infrastructură trimodală de transport, care va permite accesul pe apă, rutier și pe calea ferată. Feribotul va rămâne o simplă amintire și, pentru a nu fi uitat definitiv, muzeografii giurgiuveni pregătesc tipărirea unei lucrări științifice bilingve, intitulată Instalația de feribot la Giurgiu 1940-1954. Doar 464 de giurgiuveni au norocul să încaseze un salariu lunar brut de peste 5.000 de lei. Această statistică plasează județul nostru pe locul 30 într-un top al zonelor din țară în care sunt cei mai mulți angajați cu venituri mari. În județul Giurgiu, 464 de angajați câștigă un salariu lunar brut de peste 5.000 de lei, fapt ce ne clasează pe locul 30 în țară. Cel mai bine plătiți sunt bucureștenii și ilfovenii, care adună peste 120.000 de salariați cu peste 5.000 de lei lunar brut. Aceștia sunt urmați de angajații din Cluj și Timiș, peste 10.000 în fiecare județ. La polul opus se află salariații din Ialomița, Vaslui și Vrancea, cu puțin peste 200 de angajați în cazul fiecăruia. La nivel țării, doar 4% dintre angajații români au un astfel de salariu, cele mai multe lefuri fiind cuprinse între 975 de lei și 2415 lei. Majoritatea giurgiuvenilor, peste 12.000, au astfel de salarii, în timp ce peste 11.000 câștigă nivelul salariului minim pe economie de 975 de lei lunar. Potrivit specialiștilor din domeniul resurselor umane, mari angajatori din ultimii ani au fost companiile din retail sau producție. În ambele domenii, procentul personalului de conducere raportat la efectivul total de salariați este scăzut, iar cei mai mulți salariați din aceste domenii lucrează ca lucrători comerciali sau ca muncitori în fabrici, unde salariul este la nivelul salariului minim pe economie sau puțin peste acesta. În teatru și-a făcut debutul ca actriță, dar consacrarea și intrarea în istorie au venit ceva mai târziu ca urmare a interpretării din două filme. Scenariul uneia dintre aceste pelicule este și el aducător de premii importante. Actriță și scenaristă britanică Emma Thompson a realizat performanțe neatinse de alți actori.
Emma Thompson este scenaristul și actorul născut la Londra pe 15 aprilie 1959. Înainte de a-și lua licența în engleză la Universitatea din Cambridge, Emma a jucat teatru timp de 3 ani în același oraș în care își făcea studiile. Thompson a intrat în istorie datorită faptului că reușea o performanță destul de rară. A câștigat concomitent Oscarul pentru rolul din Howard's End și pentru Sense and Sensibility. Scenariul ultimui anumit i-a adus un Golden Globe, un premiu BAFTA, o nominalizare la cea mai bună actriță, premiul Asociației de Film din New York și Los Angeles. Copleșită de emoție la decernarea Oscarului, actrița aprecia că mulți dintre cei prezenți la gală i-au influențat viața. Ladies and gentlemen, I really don't know how to thank the Academy. Not only for this, but also for this view. Because it's overwhelming to see so many faces who've entertained and influenced me and thrilled me all my life. Thank you so much! Din filmografia actriței mai fac parte o serie de filme importante pentru cariera sa, unii dintre cei mai redutabili actori ai Hollywoodului, fiindu-i parteneri în câteva producții cinematografice. Tot Emma Thompson este, pe lângă cele două Oscaruri câștigate, și deținătoarea unui al doilea premiu BAFTA pentru cea mai bună actriță în rolurile din filmele Tutti Frutti și Fortune on the Oar. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmează sport, meteo, iar apoi emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în direct. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Bine v-am regăsit la știrile din sport. Astra Giurgiu are șanse foarte mari să joace în Europa League în sezonul viitor, chiar de pe locul 7. Mai multe formații din fruntea Ligii 1 au interdicție de participare, iar printre acestea s-ar putea număra și ASEA Târgu Mureș. România va trimite 4 echipe în cupele europene la finalul campionatului. Steaua București este singura echipă din fața Astrei care nu are probleme cu privire la condițiile de participare în cupele europene. Nu același lucru se poate spune și despre celelalte trei formații dintre campioana și vicecampioana României, Astra. CSU Craiova nu poate evolua în Europa deoarece este înființată doar de 2 ani și mai are de așteptat încă un sezon potrivit regulamentului UEFA pentru a participa. Nici Petrolul Ploiești nu poate participa sezonul viitor în Europa League deoarece este una dintre cele 7 formații din Liga 1 afectate de insolvență, alături de Dinamo, CFR Cluj, FC Brașov, U Cluj, Oțelul și Rapid. Ultima pe lista neagră ar putea fi chiar ASEA Târgu Mureș, cea care pune bețe în roate Stelei și emite pretenții pentru locul întâi. Mureșenii riscă și retrogradarea dacă se dovedește că fostul finanțator al echipei ar fi oferit mită arbitrilor. ASEA este revelația campionatului și are 14 puncte peste Astra. Ar fi ceva deosebit pentru ei, vă dați seama. Nu știu în ce măsură o să reziste până la sfârșit. Acum s-au apropiat într-adevăr și au șanse reale să se bată la titlu, dar cred că pentru ei cel mai important este meciul direct. În cazul în care campionatul s-ar încheia acum, iar ASEA Târgu Mureș ar primi aviz nefavorabil, Astra Giurgiu ar participa direct în turul 3 al Europa League și ar urma să mai joace în runda play-off pentru a se califica în grupe. Lupta pentru titlu s-a relansat după ultima etapă a Ligii 1, iar acum se anunță un final de campionat încins. Astra Giurgiu poate fi cea care decide campioana, deoarece ASEA Târgu Mureș vine la Giurgiu în penultima etapă.
Astra Giurgiu și ASEA Târgu Mureș se întâlnesc în etapa a 33-a ligii întâi, în penultimul meci din actuala stagiune de campionat. Cum lupta pentru titlu este din ce în ce mai strânsă, în cazul unei victorii, giurgiuvenii ar putea trimite trofeul campionatului către Steaua. Dacă ASEA Târgu Mureș are un parcurs perfect, iar Steaua pierde un singur meci până la final, titlul ar putea ajunge la mureșeni, iar o victorie la Giurgiu le-ar oferi șanse mari. Dorinel Munteanu, fost antrenor la Steaua, a declarat după meciul de duminică seara că vom juca și cu ASEA Târgu Mureș acasă și vrem să obținem puncte. Ne-am îndepărtat de obiectiv, sunt 14 puncte până la ASEA, dar vom lupta până în ultimul moment. Steliștii nu se tem de ascensiunea rapidă a mureșenilor și au încredere în propriile puteri. Bravo lor, ce să zic, puțin seama cu urziceni, sincer, când am jucat eu. Și ei joacă fotbal, ei vede șansa lor, asta e. Dar noi trebuie să demonstrăm pe teren că suntem mai buni. La începutul returului de campionat, Steaua avea 14 puncte avans față de locul secund. Asta s-a întâmplat până în momentul de față, am pierdut puncte. Ne așteptam mai puțin, am fost și defavorizați, din păcate, pentru noi, asta este. Crezi că acum toate echipele o să vă pună gând rău, o să își dea viața cu voi pe teren? Toate echipele își doresc să câștige contra Stelei, toate echipele își doresc să scoată puncte. Astra Giurgiu și ASEA Târgu Mureș se întâlnesc peste 7 etape, în timp ce derbiul dintre mureșeni și Steaua are loc peste exact 2 săptămâni. La sfârșitul săptămânii, CSM Dunărea Giurgiu organizează un concurs de lupte greco-romane denumit Memorial Victor Popescu. Cu ocazia zilelor orașului, la Giurgiu vor veni luptători din toată țara și campioni olimpici pentru concursul găzduit în premieră de secția de lupte a clubului Dunărea. Sâmbătă, în data de 18 aprilie, la Giurgiu va avea loc prima ediție a competiției de lupte greco-romane Memorial Victor Popescu. CSM Dunărea Giurgiu organizează turneul cu ocazia zilelor orașului, iar printre participanți se numără cluburi sportive din toată țara. Concursul va avea o largă participare, iar pentru asta se va organiza la sala polivalentă Chauncey Hardy. Următoarea competiție este Memorialul Victor Popescu, care va avea loc în data de 18 aprilie la Giurgiu, competiție pentru care ne pregătim având invitați foarte importanți, cluburi foarte importante de lupte greco-romane, dar în afara acestor sportivi și-au anunțat participarea foste mari glori ale sportului românesc. Și aici mă gândesc la foști campioni olimpici mondiali. În doar un an și două luni de activitate, secția de lupte a adunat aproximativ 50 de sportivi care au obținut rezultate remarcabile la diverse competiții. La ultimul concurs organizat la Vâlcea, din 9 sportivi giurgiuveni participanți, 8 au fost finaliști, iar 7 s-au ales cu câte o medalie. Au văzut eforturile pe care noi, antrenorii, le facem pentru promovarea sportului implicit a luptelor la Giurgiu și au fost bucuroși de secția de lupte din Giurgiu, de numărul mare de sportivi existenți în secția noastră și ne-au promis participarea, ne-au promis că ne onorează în data de 18 aprilie la sala polivalentă. Memorialul Victor Popescu este prima competiție de lupte greco-romane organizată la Giurgiu de la desființarea secției în urmă cu 20 de ani și până acum. Aici punem punct știrilor din sport. Cu mai multe informații ne revedem mâine. La revedere! Primăvara își intră cu adevărat în drepturi, astfel încât și joi vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească devenind mai caldă decât în mod normal la această dată în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiaza și seara, dar numai în zona de nord a Carpaților Orientali. Vântul nu va avea prea multă forță, vor fi doar intensificări temporare la munte. În țară, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, iar cele minime se vor încadra între 4 și 14 grade. Cer senin va fi joi și la Giurgiu pe tot parcursul zilei și vom avea temperaturi care ne vor duce cu gândul la sezonul estival. Maximele termice se vor ridica și până la 23-24 de grade Celsius în Giurgiu și Hotarele, probabil cu un grad sau două mai puțin la Mihăilești, Comana și Ghimpați. Viteza vântului va fi de 21 de km pe oră din direcția vest-sud-vest, presiunea atmosferică 764 mm coloană de mercuri, iar umiditatea aerului 48%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 de cm.
cota probabilă 398 de centimetri.